Un procent scăzut din populația județului Mehedinți s-a vaccinat împotriva gripei, însă timpul nu este pierdut. Campania de vaccinare antigripală continuă, iar medicii de familie mai au la dispoziție peste 6600 de doze. Campania de vaccinare antigripală 2012-2013 se află în plină desfășurare. Direcția de Sănătate Publică a primit de la Ministerul Sănătății vaccinul antigripal în două tranșe, în prima tranșă 9500 de doze, tranșa a doua 8700 de doze, care au fost distribuite imediat de cum au fost primite medicilor vaccinatori. Fac în fiecare an, fac. Păi ca să mă asigur că nu mă îmbolnăvesc pe parcurs. Că m-am vaccinat și mă simt bine după ea și am făcut-o în fiecare an și o mai fac. Vaccinul antigripal reduce cu 90% riscul de îmbolnăvire la copii, iar la adulți cu până la 60%. După administrarea vaccinului antigripal, se produc anticorpi împotriva virusului gripal și acești anticorpi apar la aproximativ 3 săptămâni de la administrarea vaccinului. De-aia este bine ca să se facă la timp vaccinul gripal în lunile octombrie-noiembrie, înainte de apariția gripei. Gripa poate afecta întreg organismul și poate afecta grav starea de sănătate. Un simplu vaccin vă poate feri de o boală ce poate să vă țintuiască la pat zile întregi.